Mai multe elevi de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei vor merge în Israel în cadrul unui proiect de înfrățire cu liceul Brenner din orașul Petah Tikva. Deplasarea elevilor e programată în luna aprilie, iar acest schimb de experiență va ajuta la consolidarea relațiilor dintre cele două orașe. Câțiva elevi ai Colegiului Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei vor merge în luna aprilie într-un schimb de experiență la liceul Brenner din orașul Petah Tikva. Această deplasare implică activități comune prin care se fac schimburi culturale de tradiții și obiceiuri și are ca scop întărirea relațiilor dintre cele două instituții și dintre cele două orașe. Alături de noi se află și grupul elevilor de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei, care sunt implicați în proiectul de înfrățire dintre Petah Tikva și Șimleu Silvaniei. Ei sunt cei care în luna aprilie ne vor reprezenta în Israel, sunt ambasadorii, tinerii noștri ambasadori care vor duce mesajul nostru de la Șimleu Silvaniei din România la Petah Tikva. În acest proiect de înfrățire care a început acum mai bine de 5 ani de zile, este a treia generație de elevi care reprezintă Șimleul în acest proiect. Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, acești elevi de la CNSB au organizat un moment artistic în memoria victimelor Holocaustului. Ei sunt cei care au pregătit și un moment împreună cu colegii lor. Alături de ei se află colega mea, Elena Trivcogoru, care va prinde cele 6 lumânări simbolice. Ea îi va însoți pe acești elevi tineri în Israel în luna aprilie. Acest proiect educațional de înfrățire a fost semnat de cele două licee, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și Liceul Brenner, încă din anul 2012, după ce, în 2011, a fost semnat un acord de înfrățire între orașul Șimleu Silvaniei și orașul Petah Tikva din Israel. Proiectul se desfășoară cu sprijinul primăriei orașului Șimleu Silvaniei, Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord de la Șimleu Silvaniei și al primăriei și Consiliului Școlar din Petah Tikva.